Bărbatul împușcat în cap de un polițist care îl prinsese la furat a murit în această dimineață la spitalul Floreasca. Rudele s-au adunat cu zecile în fața clădirii când au aflat vestea. Corina Crăciun știe mai multe. Corina, nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat? Din păcate, nu s-a mai putut face nimic. Medicii au încercat să-l opereze pentru a-i scoate glonțul din cap, însă acesta s-a blocat într-un os și, din păcate, vă spuneam, nu a mai putut face absolut nimic. Fapt pentru care, în această dimineață, tânărul în vârstă de 30 de ani a decedat. În tot acest timp, aproape 8 zile de când a ajuns la spitalul Floreasca, rudele au stat aici zi și noapte în speranța că mai poate fi făcut ceva. Însă, azi dimineață, când au aflat vestea tragică, au izbucnit, s-au adunat în primul rând cu zecele. Rudele, cunoștințele, prietenii au izbucnit în plâns și după care au plecat la IML, pentru că în urmă cu doar câteva minute și cadavrul a fost transportat la IML. Vă reamintesc că tânărul a fost prins în timp ce fura dintr-o dubă, împreună cu alți trei complici au încercat să fugă, polițiștii l-au luat urma, au tras 16 gloanțe în roata mașinii, iar unul dintre aceste gloanțe a ricoșat în ceafa unuia dintre cei trei complici. Corina, mulțumesc pentru informații.